Deșteptarea. Următoarea știre mi-aduce aminte de obiceiul pe care îl aveam noi aici prin București acum mulți, mulți ani, de a găti cu ușa deschisă la apartamente. Dar de ce acum mulți, mulți ani? S-a rezolvat problema sau ce? Mai cel puțin pe unde stau eu în momentul ăsta n-am mai observat. Aha. Bine, între timp au apărut și hotele, au apărut mai multe probleme. Okay. Care pot rezolva problema mirosului, dar înainte se deschidea ușa... Nu miroase niciodată pește pe scară? Nu. Ăla n-ai cum să-l oprești. Poți să ții ușa închisă cât vrei tu. Mirosul de pește prăjit trece prin gaură. Dacă e suficient se de... Se insinuează, te ia de nas, te duce acolo. Hai. Dacă e suficient de bună ușa de la intrare și... Nu există, doamne. Ba da, îți garantez că nu iese. Știi tu când face vecinul mici friptură, nu este. Aia simt, da, simt pe geam. Hai, iese pe geam, știi? Sau pe evacuarea de la hotă. Evacuarea de la hotă vine înapoi? Da. Se simte pe afară, știi? Intră așa, pe geam. Așa, îmi ziceam că mi-aduce aminte treaba asta, știrea asta. IKEA, producătorul suedez de mobilă, ce crezi că scoate la vânzare? Ia, un pătuț pe care ți-l faci în 3 zile cu ajutorul a doi prieteni. Lumânări cu miros de chiftele suedeze. Dar ți-ai cumpărat vreodată o lumânare de genul ăsta să o pui la cap în dormitor? Nu, dar ar fi... ce romantic. Nu, dar ar fi pentru noi doi, ar fi senzațional. Am putea face să facem cură de slăbire. Deci numai așa să ne treacă pe la nas. Deși dacă stau să mă gândesc, cred că e o modalitate foarte bună de a impresiona pe cineva. Da. Uite, ăla știe să gătească. Exact, da, știi, da, da. Mama face chiftele, tu nu știi. Chiftele. Dar eu zic să vină cu un lanț întreg, adică nu numai cu chiftele. Ce ar mai merge? Un miros de pește? Da, nu, depinde la ce oră ești. De exemplu, acum ar fi așa un miros de ochiuri cu un pic de brânzică, nu? Așa. Pâine prăjită. Un miros de cafeluță. Oare poți să le faci pe toate la un loc așa să miroase a mic dejun? A prins o lumânare? Un miros de porumb fiert. Asta pofta e acum? Da. Da? Da. Asta e miros de hamsi. Că mergi care la nu sunt hamsi, da. Ala, pe plajă la mare. Ideea este că evenimentul va avea pe 22 august și compania va pune la bătaie aproape 2000 de astfel de lumânări, deci va fi așa o dată în viață, sau mă rog, o dată. Asta e, dar nu e la noi asta, nu e pe undeva. Și se întâmplă în Statele Unite, acolo au luat această decizie. De ce crezi că au scos aceste lumânări cu miros de chiftele? Pentru că de prin anii 80, da, compania a vândut peste un miliard de chiftele în fiecare an. Mamă, miliard de chiftele în fiecare an, peste. Nici ei nu sunt foarte sigur dacă vând mobilă sau chiftele. Cred că asta e marea problemă acolo. Bă, mare, ce facem noi aici? Uite câtă lume a venit la chiftele astăzi. Dar pătuțuri din astea care te nebunesc. Adevărul că trebuie să îi răsplătești pe oameni cumva. Deșteptarea